Japonia este un stat insular în Pacific, format din 4 insule principale și aproximativ 4.000 de insule mai mici. Țara Soarelui Răsare oferă o diversitate socială, culturală și peisagistică fantastică. În Japonia poți vedea lucruri minunate, poți întâlni oameni extraordinari și poți face atâtea lucruri noi și inedite. De la vizitele în vechile orașe imperiale, Nara și Kyoto, la seriile de karaoke în cluburile din Tokyo, participarea la Festivalul Florii de Cireș în aprilie este poate cea mai fermecătoare experiență niponă pe care trebuie să o trăiești măcar o dată în viață. Sakura este numele cireșului japonez. Pe când floarea de cireș simbolizează în China frumusețea feminină, în Japonia ea simbolizează mai degrabă natura efemeră a vieții. În timpul celui de-al doilea război mondial, Sakura a fost folosită de autoritățile japoneze pentru întreținerea sentimentelor naționaliste. Cert este că, dincolo de frumusețea greu de pus în cuvinte a cireșilor japonezi înfloriți, Sakura este o simbolistică specială pentru japonezi și festivalul cireșilor înfloriți a devenit un simbol al Japoniei de asemenea. Japonia modernă și cea tradițională sunt atât de apropiate una de alta și se completează reciproc. Este nevoie doar de o scurtă călătorie cu Shinkansen-ul, un tren japonez de mare viteză, pentru a lăsa în urmă marile orașe precum Tokyo sau Osaka. Aveți astfel ocazia să descoperiți o lume magică departe de stresul și ritmul orașelor. Japonia tradițională. Vă recomandăm să explorați Japonia liniștită în afara marilor orașe, fie că o faceți de-a lungul coastelor cu nenumărate sate de pescari sau în satele pitorești de munte din Alpii japonezi. Descoperiți astfel Japonia clasică, cu pagode din lemn, altare Shinto și construcții vechi realizate din lemn cu acoperiș de iarbă. Japonia se arată turistului ca o carte de povești care prind viață și probabil cea mai potrivită perioadă în care merită să vizitezi Japonia este în finalul lui martie și începutul lunii aprilie, cu ocazia Festivalului Florii de Cireș.